poveste de fiecare dată. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit în această seară. Știu că s-a făcut târziu. Apreciez de tot sufletul că ați fost alături de noi la cea de-a șasea ediție. Mulțumim foarte mult. Și aș vrea un rând de aplauze pentru cei care au făcut acest eveniment posibil, dar nu sunt în fața noastră. Au fost o frică pentru că au cântat. Dar ei, voluntarii de la Sud-Est pentru Viață și Vicine pentru Viață, au muncit toate aceste zile și au repetat ca acest spectacol să iasă frumos și să ne bucurăm cu toții de el. Așa că o să-i rog să vină aici pe scenă pentru a le mulțumi. Deci sunt atât recunoscătoare pentru tot ceea ce fac pe tot parcursul anului și pentru liceeni, acest prim eveniment mare a fost doar începutul unei povești frumoase. Mulțumim Cătălin Apostol, Eugen Drama, Ovidian Breda și tuturor celor care ne-ați ajutat să imortalizăm aceste clipe frumoase, fără voi nu ați fost la fel. Mulțumim din suflet Alexandra Dane și România pentru Viață, pentru tot sprijinul și pentru că ai fost alături de noi și să ne deschid să facem proiecte frumoase. Și în aplauzele dumneavoastră, voluntarii de la Sud-Est și Liceeni pentru Viață. Și căruia vrem să-i oferim un prieten.